Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Inima Închinării. Lumea muzicală este divizată în nenumărate stiluri. Astăzi ne propunem să descoperim perspectiva lui Dumnezeu cu privire la muzică. O avem alături de noi pe Speranța Doina Cătană, profesor muzicolog, scriitor, poet și director al Colegiului Național de Artă Ion Vidu din Timișoara. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Am rămas la discuția noastră la o întrebare esențială. Care este stilul potrivit de închinare, prin muzică, bineînțeles. Întrebarea aceasta, deși este spusă doar din câteva cuvinte, foarte complexă. E grea. Poate că ar trebui să definim ce înseamnă stil. Hai să înțelegem același lucru măcar prin această întrebare. Și anume, cum ne exprimăm muzical ca să fim credibili în fața lui Dumnezeu. Nu? Și atunci, acest lucru ar trebui să ne ducă la gândul că expresia noastră muzicală derivă tot din relația personală cu Dumnezeu. Și atunci, dacă dumneavoastră veți căuta în Biblie, nu o să găsiți nici unde un tipar în care să se spună o cântare trebuie să aibă introducere, cuprins, încheiere, un anume tipar, să se cânte pe o voce, să se cânte doar cu un instrument, să se cânte fără instrumente, să se cânte numai cu orgă sau numai cu instrumente de percuție, pentru că cel mai mult astea sunt deci în Biblie nu e specificat cum nu, trebuie să dar facem găsim toate instrumentele de percuție în Biblie. Asta este un lucru interesant. Ele, și nu numai în Biblie, vă spuneam în emisiunea trecută că era vorba despre timpane care erau făcute pentru crearea lui Lucifer în cer. Vă să zic că au existat timpane și în cer. Iată, timpanele sunt acele tobe, cum le zicem noi, foarte mari. Sunt noi foarte toate le vedem mari, ca nu niște sunt tobe, da, seamănă cu niște căldări. Și răsună foarte și, tare. Da, mie îmi plac foarte mult timpanii, le spunem noi, astăzi când vorbim cu percuționiștii. Sunt acordabili, sunt de diferite mărimi, de diferite dimensiuni, au membrane de mai multe feluri. E o adevărată artă. Tunete, așa. Exact, ca niște tunete puternice. Exprimă și ele ceva. Toate, absolut toate instrumentele și toate formele de laudă, dacă au această condiție, dacă sunt însoțite de Duhul lui Dumnezeu, ele se încadrează într-o închinare adusă lui Dumnezeu. Dacă sunt făcute din orgoliu, din amorul artei, dacă sunt făcute fără scopul de a fi închinate lui Dumnezeu, ele nu mai au nicio valoare, oricât de perfecte ar fi din punct de vedere al tiparului artistic. Vreau să vă spun că de-a lungul istoriei s-au înregistrat tot soiul de expresii muzicale care expresie reprezintă nivelul de cunoaștere al unei societăți. Bună oară! Oare cum credeți că au cântat pentru prima dată oamenii? A capela. Au cântat cu vocea. Bună, bun răspuns. Au cântat cu vocea, pentru că Dumnezeu, v-ați gândit la aceasta, a dat fiecărui om acest instrument, care este cel mai complex dintre toate. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, oare cine a făcut gura omului? Nu eu, Domnul. Nu știu dacă ne-am gândit vreodată că fiecare glas uman are alt timbru. Timbrul este inimitabil ca și amprentele și este personal, absolut personal. Eu pot să imit pe cineva, dar nu pot să semăn 100% cu altcineva. Este doar timbrul meu. În fața lui Dumnezeu, prin rezonanța sunetului, ajung la Dumnezeu chiar și atunci când rostesc în gând și el se duce pe undele neștiute decât de Dumnezeu până la el. Dar nu mai vorbesc de faptul că însăși lumea a fost creată printr-un sunet. Nu? Prima dată Dumnezeu a zis așa este. Să fie. Deci sunetul este extraordinar de important. Dar cel mai important lucru este ceea ce motivează sunetul și natura lui. Și atunci, stilul este un soi de îmbrăcăminte, un canal, o manieră prin care acest sunet este exprimat. Și acest lucru depinde de cultură, de o serie de factori, nu numai de cultură, de cultură, de posibilități. Eu acum n-am niciun instrument la care să știu să cânt aici. Dar aș putea să cânt cu vocea oricând, fără să am nimic altceva, nu?
Nu voi face acum acest lucru, dar îl facem în bisericile noastre cu toții și îl fac și când sunt singură. Vreți să vă spun ce am făcut pentru prima dată după câteva zile după ce am trecut prin această experiență cu focul din școala mea și cu arderea? Sigur că am cântat o cântare. Eram în mașină și m-am stat și m-am gândit, eram atât de disperată și mi-am adus aminte de cântarea. Mă încred în el, orice s-ar întâmpla, pe drumul meu sau în viața mea. Fie ce-o fi în orice zi, cerescul Tată m-a călăuzi. Am cântat-o pentru mine. Oare pentru mine? Numai pentru zidirea sufletului meu, pentru a stabili relația cu Tatăl în care mă încred. E o declarație. Era o cântare, rugăciune. Era ceva care m-a apropiat de Dumnezeu. Credeți că ținea de stilul cântării? Care, sigur, aș putea să-l definesc cumva. E o cântare contemporană, pe o singură voce, într-o formă fixă, cu strofă și refren. Dacă ar trebui să o analizez, și sigur, aș putea să-i fac o analiză de forme, se poate și armoniza, se poate și acompania, dar cel mai mult contează ca ea să pornească din inimă și să corespundă acestui mesaj, inima închinării. Vreau să vă spun că după ce am cântat-o sau în timp ce o cântam, mai mult în mintea mea, mai mult mărâind în mașină, să fiu sinceră, am simțit cum coboară în viața mea, în inima mea, așa o pace și o liniște. Și știți ce mi-am adus aminte? Mi-am adus aminte că această cântare a fost cântată de o prietenă de-a mea la mormântul propriului copil. Unui copilaș de 4 ani. Ea avea mai mulți copii și a cântat această cântare. Mă încred în el chiar și când nu înțeleg. Eu voia lui întotdeauna aleg. Ce înțelegem noi de aici? Că fiecare cântare are un mesaj. Mai mult sau mai puțin explicit. Mă refer din nou la instrumentele care nu au cuvinte, dar au mesaj, au un duh al cântării, revenind la ceea ce am spus înainte. Și acum, revenind totuși la ideea aceasta de stil de exprimare muzicală, de stil de cântare, trebuie să precizăm. Într-o anumită vreme se cânta doar cu vocea și bineînțeles că la început se cânta doar cu vocea. În Geneza, capitolul 4, cu versetul 20, se vorbește despre Iubal, tatăl tuturor celor care cântă cu alăuta și cavalul. Iată, primul creator de instrumente. Oamenii cântau cu diferite instrumente. Sunt mai multe tipuri de instrumente. Deja Maria, sora lui Moise, cânta cu timpane și era în fața femeilor care îi sărbătoreau pe victorioșii care au fost biruitori în acea mare încercare și acea eliberare a poporului Israel. Îl întâlnim pe David, care cânta cu harfa. Vreau să vă mai spun ceva. Psalmii lui David erau niște poezii. Atât am vorbit despre poezii și despre recitare. Erau niște rugăciuni versificate și aceste rugăciuni erau acompaniate de multe ori cu un instrument numit psalteriu. A primit instrumentul denumirea psalmilor, pentru că erau un sincretism al altelor, se legau împreună toate aceste arte. Puteau vedea una fără cealaltă. Ca să aibă, da, ca să aibă aceeași vibrație spirituală și să conducă rugăciunea aceasta către Dumnezeu. Era un instrument dedicat. Era un instrument, un soi de harfă, chitară, erau multe corzi. Eu am văzut odată un astfel de instrument cu 25 de corzi, un psalteriu. Sunt foarte multe instrumente, toate pomenite în Biblie. Există cântări cu instrumente, există cântări fără instrumente. Există organizarea pe care David a instituționalizat-o prin leviți în cortul întâlnirii, când s-a adus chivotul și s-au organizat cântăreții. 4.000 de cântăreți au fost organizați în 24 de coruri, ca fiecare cor să cânte într-una în casa Domnului, în așa fel încât Dumnezeu, care locuiește în mijlocul laudelor, să aibă acest mediu propice al locuinței lui. Iată de ce cântau și făceau aceste slujbe. Știți, ceea ce spuneam și în cealaltă emisiune, nu cântau ca să arate cât de buni sunt, cântau ca Domnul să locuiască în mijlocul laudelor. David și-a dorit ca Dumnezeu să trăiască în mijlocul lor. Absolut. Prin muzică. Era, deci aveai nevoie de Dumnezeu, te duceai acolo unde stă Dumnezeu, unde locuiește, în mijlocul laudelor. Ce fel de cântare se cânta? Iată, se cânta cu corurile.
dar se cânta și cu instrumentele. Sunt foarte multe exemple în Vechiul Testament. Aș vrea să mă întorc un pic și să facem un periplu prin Noul Testament, unde Iisus însuși a cântat cântările de laudă cu ucenicii lui, înainte de a merge pe Muntele Măslinilor. Însuși Iisus a cântat cântări de laudă și El era Dumnezeu, Fiul, și a cântat cântările de laudă. Ne întrebăm ce stil. Nu scrie că a cântat la vreun instrument. Chiar nu știu. Dar e clar că măcar cu vocea a cântat, pentru că scrie că El a cântat cântări de laudă. Apoi, biserica primară are asemenea experiențe care demonstrează rolul binefăcător al cântărilor de laudă. Pavel și Sila erau închiși în temniță. Închiși în temniță cu picioarele în butuci. Vă dați seama că în aceste împrejurări ei au cântat cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu a coborât peste ei acolo, a provocat un cutremur și au fost eliberați cu toții. Cântarea de laudă aduce eliberare. Asta este rolul cântării de laudă. Cine stă și se gândește oare ce stil o fi cântat? E clar că numai cu vocea au putut să cânte, că n-aveau instrumente acolo, vă puteți da seama, în închisoare. Intern. Dar aveau glasul pe care l-a dat Dumnezeu și aveau inima deschisă către Dumnezeu. Când aceste două lucruri sunt împreună, abia atunci stilul cântării îmbracă exact forma pe care trebuie să o aibă mesajul acesta. Revenind la zilele noastre, trebuie să ne gândim că după Biserica Primară a urmat o perioadă în care muzica s-a instituționalizat în biserica tuturor creștinilor. Foarte interesant că mulți au scos instrumentele din biserică, deși acest lucru nu este biblic. Biblia spune că toate instrumentele să laude pe Domnul. Dar nu numai instrumentele, dar laudă frunzele, copacii bat din palme. Deci o să vedem în psalm că toată natura laudă pe Domnul. Totuși trebuie să recunoaștem că instituționalizându-se muzica în biserică, s-au creat niște tipare. De aceea, Papa Grigore cel Mare, în Biserica creștină din apusul Europei, și Ioan Crisostomul în Biserica din Răsăritul Europei au făcut niște tipare și s-au și numit corale gregoriene sau dincoace corale bizantine. Erau niște legi, nu puteau să cânte decât bărbații, nu și femeile, nici copiii, nici atâta. De regulă, măsurile trebuiau să fie 3 pătrimi, pentru că reprezentau numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Era interesant să cânți doar în măsura de 3 pătrimi, dar cam acestea erau legile. Inițial erau pe o singură voce. Anii au trecut însă și aceste corale s-au multiplicat la octavă, unii cântând natural, mai bine, mai sus, fiind tenori sau bași, bărbații, au cântat pe aceste două voci. Din poate încercările lor de a se exprima, au realizat că pot face chiar și ceva armonie și au început să cânte la 3 voci, la 4 voci. La un moment dat, când tehnica muzicală s-a îmbogățit foarte tare, s-a ajuns la o multitudine de voci, la o suprapunere de voci și s-a creat polifonia, care a exprimat multe stiluri muzicale corale în biserică. Misa catolică, celebra misă catolică, s-a putut cânta și pe 53 de voci, dacă vă puteți imagina acest lucru. Foarte greu. Așa încât la un moment dat nu s-a mai înțeles nimica din mesaje. Ba chiar mai mult, existau niște motete, un alt gen de muzică religioasă, le mot înseamnă în limba franceză cuvântul. Fiecare din vocile care alcătuiau o cântare bisericească era în altă limbă. Doar tenorul, pentru că tenor înseamnă a susține, ținea linia melodică în limba latină. Era limba oficială a liturghiilor. Celelalte voci puteau să fie sopran, altist, și apropo, sopranul și altistul se cântau cu băieți care cântau cu voci neschimbate. Femeia încă nu avea voie să cânte în biserică atunci. Dar mi-e să vorbească despre muzică. E ceva interesant. Domnul face lucruri noi. Nu știu cum ar fi văzut lumea atunci acest stil de închinare. Deci, revin la ceea ce spuneam, puteau să cânte sopranul sau altistul sau basul în franceză, în engleză, în alte limbi. Era clar că nu mai venea niciun mesaj pentru edificator, pentru cei care ascultau. Iar cei care cântau trebuiau să fie doar specialiștii. În sfârșit,
În felul acesta ajungem cumva pe la 1517, când Martin Luther a făcut celebra reformă teologică, dar reforma teologică a fost însoțită de o reformă muzicală. El a introdus coralul protestant în locul coralului gregorian și al coralului bizantin. Și coralul protestant a fost ceva foarte accesibil, un fel de muzică populară din vremea lui, pe care puteau să o cânte oricine. Cea mai grozavă și cea mai cunoscută melodie este Ein feste Burg, Cetate tare Dumnezeu, pe care el ar fi scris-o atunci când s-a retras și a fugit de papă, care îl condamna și pe el la moarte din cauza acestei revoluții pe care a făcut-o în teologie și pe baza care a scris sola Scriptura. Nici o tradiție, nici o impunere alta decât ceea ce scrie în Scriptură. Ce vreau să vă mai spun este că de atunci, să zicem, protestanții, coralul protestant a fost accesat de către aproape toți contemporanii care au preferat acest lucru. Papa Marcellus din acea vreme a comandat lui Giovanni Pierluigi da Palestrina o contrareformă. I-a zis, domnule, trebuie să facem în Biserica Catolică și noi o contrareformă muzicală. Trebuie să salvăm muzica din Biserica Catolică. Uite că protestanții ne-o iau înainte și fii atent ce mulți adepți câștigă ei prin muzică. Deci era rolul muzicii, este extrem de important. Trebuie să vedem valoarea muzicii. Da, pentru că mesajul ajungea la inima oamenilor și oamenii îl primeau pe Dumnezeu din cauza aceasta. Giovanni Pierluigi da Palestrina a scris niște madrigale și niște mise și motete foarte, foarte bune. A redus numărul vocilor și l-a și pus în limba italiană, mă rog, limba care și poporul italian o putea asculta, nu limba latină care era deja veche și pentru italieni. În sfârșit, lucrurile au evoluat și ajungem la lumea contemporană, când există o serie de discuții datorită stilului și caracterului pe care îl are muzica. Cred că ar trebui chiar să precizăm că stilul și caracterul nu e același lucru. Dacă stilul se referă la forma pe care o are o lucrare muzicală, poate să fie vocală, poate să fie instrumentală, poate să fie corală, poate să fie de fanfară, instrumentală poate să fie instrumentală simfonică sau așa cum am zis de fanfară, sau când eram eu mică și mai sunt și acum, cred că pe la sate, multe orchestre de mandoline și chitare. Nu poți să zici că e simfonică, nici fanfară nu este. Deci este o expresie muzicală până la urmă care ține de o serie de factori de cultură, de factorii care îți pun la dispoziție anumite instrumente și anumite daruri. Până la urmă ajungem la același lucru. Muzica trebuie să fie închinată lui Dumnezeu. Am avut în biserică, în biserica noastră, la un moment dat, o serie de compozitori. L-am avut pe fratele Dionisie Giuchici, care a plecat deja de mult la Domnul, de câțiva ani. Domnul îl inspira într-o manieră absolut uluitoare pentru noi. Omul acesta era un om simplu, fără multă pregătire și fără un talent muzical remarcabil. Când el cânta, nu ne impresiona deloc. Dar cântările pe care le făcea erau extraordinare. În fiecare săptămână aveam 2, 3 sau 4 cântări noi. Nu cred, au fost ani în care n-am repetat aceeași cântare. Și au fost cântări pe care nu le mai știm, pentru că nu le-am notat atunci. Eu am un caiet vechi de cântări în care am cântările lui, dar nu le mai știu. Asta pentru că nu le-am notat. Compoziția este în muzică sursă nelimitată. Absolut. Dumnezeu, în primul rând, dă tot timpul resurse. Dumnezeu e nemărginit. Scoate noi melodii. De multe ori mă gândesc, Doamne, de unde atâtea melodii frumoase? Dar asta mi-arată încă o dată că muzica e venită din cer și resursele cerului coboară prin muzică. E așa un transfer de frumusețe. Așa este. Și nu numai atâta, am fi putut vorbi și despre cântăreții proroci din Vechiul Testament, care se transmit și în zilele noastre, pentru că mi-am adus aminte de Dionisie. El a avut asemenea cântări. Înainte de potopul din 70, noi am cântat o cântare despre potopul lui Noe. El a găsit acest subiect. Am cântat-o așa de mult, plăcea bisericii, încât a tot cerut și-o mai cântat, și-o mai cântat. De atunci am făcut noi un grup care cântam cântările lui. Și fantastic, la 2 zile după ce am cântat cântarea aceasta care a fost așa de cerută, a venit acest potop
aproape că l-a prezis. A fost cumva profetic. Era profetic, dar nu numai acesta. Sunt multe cântări. N-am să uit niciodată de ziua în care a zis, păi, am primit o cântare. Zice, eram în stația de tramvai și mi-aduceam copilul de la grădiniță. Zice, așteptam să vină tramvaiul. Și aud la ureche o voce care cânta Imponderabilitate. Și m-am uitat în dreapta, stâng, n-am văzut pe nimeni. Zic, Doamne, ce aud eu? Nici nu cunoștea cuvântul, v-am spus, el era un om destul de simplu. Nu știa că există cuvântul imponderabilitate. Și a zis că nu-i nimica, n-a băgat în seamă. A venit tramvaiul, s-a urcat, era foarte multă lume. Știți cum se călătorea prin vremea aceea, erau casardelele toți așa, în tramvai. Și la un moment dat aude din nou la ureche, imponderabilitate, era starea de neant, un colos de aglomerate, un noian interesant. Zice, Doamne Dumnezeu, ce e asta? Nici nu înțelegea cuvintele. Abia a ajuns acasă și a început să scrie. Fluvii de incandescență, agregați fără liant, era uluitor. A luat dicționarul și s-a uitat să vadă ce înseamnă fiecare din aceste cuvinte. Deci asta era o cântare profetică. Eu am pus-o pe note, am aranjat-o într-un quartet pe care l-am cântat la vremea aceea. Era o cântare grea și ea, în funcție de greutatea mesajului. Am alcătuit-o într-un fel de oratoriu sau cantată mai degrabă. Oratoriu este o cântare făcută pentru sala de rugăciune, pentru că orare în limba italiană înseamnă a se ruga. Noi am cântat-o în biserică, bineînțeles. Nu era cu acompaniament instrumental. Să înțeleagă cuvintele. Da. Nu era cu acompaniament instrumental, dar dacă stau să mă gândesc, am cântat-o acompaniați de acordionul lui Dorel Măcelaru, care cânta pe vremea aia cu noi la acordion și ne dădea intrările. Deci era nevoie de cântare. Vorbim de un stil. Cântarea trebuie primită atunci când este legată de Dumnezeu. Iar cel care ascultă trebuie să vadă acest lucru. Cel care vede în ea o cântare lumească, înseamnă că are în el lumea. Cel care vede o cântare care nu și nu înțelege mesajul pe care Dumnezeu l-are, dacă cei care transmit acest lucru sunt legați de Dumnezeu, atunci e problema celor care ascultă 100%. Eu am această liniște în sufletul meu, încercând să pornesc de la mine și să mă văd dacă stau în fața lui Dumnezeu așa cum primesc eu pacea. Dacă primesc pacea în inima mea și sunt într-o relație bună cu Dumnezeu, atunci știu că din punctul meu de vedere mi-am făcut datoria. Urmează ca Dumnezeu să-și o facă pe a Lui, în sensul că aș vrea să mă ascundă și să fie scutul meu în orice moment și chiar acum aș vrea ca Dumnezeu să fie cel care transmite acest mesaj de un mesaj prin care numele Lui să fie un nume de slavă și de autoritate, noi fiind doar niște oameni care facem voia Lui și vrem să facem voia Lui. Ați pomenit de vartetele în care ați cântat, de fratele Măcelaru. Cum ați trecut prin istoria muzicii, așa, în plan personal? Care ați avut multe etape. Dacă stau să mă gândesc, cred că n-am făcut niciodată o istorie a muzicii personale. Aveți ocazia acum personal la noi în emisiune? Da. Da, dacă stau să mă gândesc, vă spun, nu m-am gândit până acum, dar dacă fac așa rapid o incursiune în propria existență, am să mă văd așa pe la 12 ani, când am intrat în corul bisericii, la 12 ani, pentru că îmi plăcea să cânt, cântam câte o cântare. De fapt, mama mea m-a trimis în față să laud pe Domnul când aveam 5 ani. Nu știam să citesc, dar aveam un caiet în mână, pentru că toată lumea avea caiet în mână când citea o cântare, cânta. Și stăteam și eu cu caietul în mână, deși nu știam pe de rost cântarea, că nu știam să citesc. Asta era prima cântare și acum, dacă stau să mă gândesc la ea, cred că avea și un rol simbolic. Caută, frate, vezi ce zice Scriptura. Asta era cântarea aceea. Interesant debut, să zic așa. Am cântat mai târziu mereu multe cântări și cineva a zis, fratele Traian Crișan era dirijorul corului, mai fata asta cântă așa de mult în biserică, hai să o luăm în cor, chiar dacă e mică. Aveam 12 ani când am cântat în cor. După aceea am început să învăț, m-a învățat fratele Andrei Damianov la orga bisericii, nu la pian. Mare lucru nu am învățat eu de acolo, pentru că nu prea știam note. Am învățat apoi să cânt la chitară, în 2 săptămâni, pe asta am prins-o repede, în 2 săptămâni am cântat în orchestră.
Apoi am început să învăț să cânt la flaut. Am cântat și cu flautul în orchestră. Și nu mi-a trecut prin cap că voi deveni profesoară de muzică, pentru că eram foarte bună la literatură, eram o filologă bună și olimpică la limba română, îmi plăcea mult să citesc și să scriu, dar am înțeles că este nevoie în biserică de oameni care se pricep să organizeze activitatea muzicală din biserică. Și consider că m-am pus în slujba Domnului alegând această carieră. Vreau să spun că nu am făcut-o pentru carieră, ci am făcut-o pentru nevoia din biserică. Și mai vreau să vă spun ceva. Ce mi-au auzit urechile atunci și mie, dar mamei mele, ce, o dai la facultate de muzică să-i slujească diavolului, să-i facă? Deci erau multe păreri, foarte multe păreri contra acestei opțiuni profesionale. Am slujit Domnului în continuare în biserică, sigur, am terminat facultatea de muzică, am terminat conservatorul la București, am învățat și să dirijez, în felul acesta am devenit dirijor, am învățat și să scriu despre muzică, de aceea am scris câteva lucruri de care am făcut uz chiar și acum, de aceea am și studiat lucrurile pe care Domnul le dorește de la noi în plan muzical și am organizat multe activități muzicale. Devenind dirijor de cor, am scris piese care aveau un ansamblu cor-orchestră. Noi, având o orchestră destul de bună, cu mulți elevi la liceu de muzică, n-am să-l uit pe Dorel Măcelaru, care a zis, măi, știi ce m-am gândit eu? Zicea odată, pe când eram amândoi dirijori de orchestră atunci. Ce-ar fi să ne dăm noi copiii din biserică să-i îndreptăm către liceu de muzică? Măcar învață acolo instrumentele ca să cânte în orchestră. De aceea sunt foarte mulți copii din toate bisericile neoprotestante, toate bisericile evanghelice în Colegiul Național de Artă Ion Vidu. Nici nu mi-a trecut prin cap atunci că voi fi profesoară și că voi fi director mai târziu la această școală. Nu am văzut așa ceva. Dar am slujit pe Domnul, repet, de aceea am făcut lucrul acesta. În anii comunismului vreau să vă spun că am fost dat afară din învățământ. M-au chemat domnul de la inspectorat de atunci și m-au întrebat, doamna profesoară, dumneavoastră mai lucrați și în altă parte? I-am spus, eu nu lucrez în altă parte. Cum să lucrez? Nu lucrez niciunde. Nu, dar dumneavoastră lucrați, aveți un alt serviciu. Zic, eu n-am un alt serviciu. Doamna Catana, dar ce coruri mai dirijați? Oh, zic, stați puțin, nu este un alt serviciu. Eu, zic, slujesc, chiar așa am zis, slujesc în biserică pentru că mă pricep, dar nu am un salariu de acolo. Nu, pe noi nu ne interesează asta. Noi eventual mergeți mai sus. Le era rușine să se uite la mine. Ei aveau și ei sarcina să execute un ordin, probabil. Și am fost dat afară din învățământ pe o perioadă de 5 ani de zile. Acest lucru se vede acum, când va trebui să ies în pensie și n-am vechimea acelor ani și nu numai acea vechime, ci mi se cuantifică în anii lucrați. Dar tot atunci Dumnezeu mi-a găsit o altă soluție, pentru că nu numai frații au fost intrigați că am fost dat afară din învățământ, ci și foarte mulți nepocăiți, zicem noi necreștini, oameni care au o altă credință, dar sunt tot creștini. Ei îl cred pe Dumnezeu. Cei care îl urmează pe Hristos, cei care seamănă cu Hristos, sunt creștini. Un fost profesor, care atunci era director la liceu de muzică, a zis, nu se poate să te dea afară, te trimit eu să faci cor în locul meu, pentru Cântarea României. M-am dus și am făcut cor pentru Cântarea României și am luat locul întâi, pe țară. Extraordinar. Credeți că nu a fost pe slava lui Dumnezeu acest lucru? A fost pentru că Dumnezeu își apără... Este un lucru interesant. Hai să vorbim puțin despre această situație. Este o cântare care nu vorbea despre Dumnezeu, dar vorbeam eu despre Dumnezeu. Prezența mea vorbește despre Dumnezeu dacă sunt copilul lui. Al cui nume credeți că a fost cinstit și slujit? Sigur a fost numele meu, dar numele meu era asociat cu numele lui Dumnezeu. Și m-am gândit că și acest lucru este o slujbă. Cred că abia acum mă gândesc cu adevărat la aceasta când privesc în urmă. Atunci a apărut poza, țin minte că a apărut o poză prin ziare pe care o scrisese un jurnalist și a publicat-o în București, la flacăra lui Păunescu, pentru că n-a avut curajul să o publice în Timișoara. Cu toate acestea, tot a fost tras de urechi și a zis, cum? Nu știi că femeia e pocăită? Cum să dai așa un articol? Dar ziarul circula printre coliști în biserică și îți dădeau toți unii la alții și erau toți foarte bucuroși. M-am gândit că este totuși o slujbă și aceasta, pentru că numele lui Dumnezeu a fost onorat în această ocazie și nu numai în aceasta.
Până la urmă a fost așa de bună ocazia aceasta că inspectorul general, care a urmat câțiva ani, în cei 5 ani eu am tot făcut coruri fără ca să fiu profesor de muzică. Și m-am prezentat la Cântarea României pentru că aveau nevoie școlile de puncte în întrecerea socialistă și nu puteau face altfel decât prezentându-se la fazele finale ale întrecerilor corale. Și eu, știind să lucrez cu corul, m-au chemat o grămadă de școli care n-aveau profesori de muzică la liceu și mă plăteau cumva prin comitetul de părinți. Eu de fapt m-am dus ca să-mi câștig cumva și eu un picuț de pâine, că destul de greu am trecut în acea perioadă, având și noi 5 copii acasă și soțul meu zugrăvea, asta făcea și eu vopseam geamurile. Vreau să vă spun că și asta tot pe slava Domnului am făcut-o, că știu să vopsesc, eu, soțul meu are rău de înălțime. Eu nu, mie îmi plăcea să mă cocoț pe geamuri și le vopseam pe din afară, iar el le zugrăvea, spunea, eu sunt profesor de chimie, știu să amestec foarte bine culorile. Care cu... Deci am trăit în felul acesta, nu ne-am plâns, dar... cred că prin aceste încercări tot numele lui Dumnezeu a fost făcut de slavă și chiar dacă am cântat cântări care se puteau, se pretau cu Cântarea României, vreau să vă spun că acele erau concursuri între corurile multor școli din țară și o singură dată am luat și locul 2 când m-am prezentat cu 2 coruri de la 2 școli. Eu fiind un singur dirijor, un cor a avut un tip de un cor mixt și celălalt cor a fost cor pe voce egale. Cu unul am luat locul întâi și cu celălalt am luat locul al doilea. Iată că binecuvântarea urmează creștinul dacă stă sub ascultare. Sub ascultare și în prezența lui Dumnezeu. E ca o protecție care o luăm tot timpul. Și vreau să vă spun ceva. Inspectorul general de atunci l-a întrebat pe președintele jurului și a zis, domnule profesor, ce părere aveți despre dirijoarea aceasta, despre femeia aceasta? Și el a zis, domnule, trebuie să-i aduceți elogii. Omul ăla nu știa că e o spocăită și e repudiată cumva de inspectoratul de atunci. Și a zis, ăsta zice, mai... pocăită, pocăită, da, bună. Și în felul acesta mi-au dat. Aleluia. Mi-au dat post din nou înainte de Revoluție. Deci pe mine Revoluția m-a prins profesor de muzică la școala actualul Bela Bartok liceu. Ați venit cu cărți, recitați poezii, ne-ați pregătit o poezie pentru finalul emisiunii care să vă fie pe inima dumneavoastră, să vă reprezinte, poate? Nu știu dacă... am pregătit o poezie, am vorbit despre mai multe poezii și mărturisesc că nu am publicat poeziile cu gândul de a le face publice, ci cu gândul de a le lăsa copiilor mei. V-am spus că am 5 copii și am scris pentru fiecare câte o poezie atunci când s-a născut, dar poeziile acestea exprimă și ele sufletul meu, nevoia mea de Dumnezeu și pentru că am pomenit despre fratele Nicolae Moldoveanu, care a scris o cântare pe versurile unei poezii, haide să o citesc pe aceasta. Numai că poezia rămâne așa cum a făcut-o eu. Poezia nu are refrenul pe care l-a pus el. O să vi-l citesc eu pe acela. Poezia se intitulează Te cheamă viața mea. Prin câte chinuri am trecut, Iisuse, până te-am știut, până am putut și eu striga, Te cheamă viața mea. În deznădejde nimicit, străin între străini sfârșit, din suflet ruga se înălța, te cheamă viața mea. O cara lumii mă lovi, disprețul ei mă copleși și frântă inima îmi plângea, te cheamă viața mea. Dar azi aș vrea să spun mereu cum l-am găsit pe Dumnezeu, cum am strigat în clipa grea, te cheamă viața mea. De ești și tu căzut și frânt, și gemi cu fruntea la pământ, ridică-te și strigă așa, te cheamă viața mea. Iisus, 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 te cheamă viața mea. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în studio. Sunteți o binecuvântare și o sursă de inspirație pentru noi toți. Vă așteptăm poate cu alte ocazii, cu alte lucruri minunate pe care ne puteți îmbogăți viața noastră de creștini. Emisiunea noastră a ajuns la final. Am asistat astăzi la o adevărată lecție de istorie muzicală, dar nu numai. L-am văzut pe Dumnezeu implicat direct în viața invitatei mele. Vă provoc să-L căutați pe Dumnezeu și prin muzică. Fiți binecuvântați de Domnul!